Ce să mai fac? Să dai gol. Oprește clipul. Astăzi voi da un gol de la fiecare distanță, începând cu un metru. Dar înainte să continuăm, am o provocare pentru voi. Câte like-uri o să facem la clipul ăsta, atâtea goluri o să dau și eu în următorul meu clip. Așa că dați cât mai multe like-uri, să facem peste 100 de like-uri dacă puteți, să mă puneți la o încercare grea, grea, grea de tot. Să dăm drumul înapoi la clip. După cum ați văzut, a fost destul de ușor. Dar acum vom încerca să dăm din ce în ce mai departe până ajungem la poarta cealaltă chiar acolo. Și acum hai să vedem cum o descurc de la 2 metri. Următoarea distanță este 5 metri, hai să începem chiar aici, chiar aici. Nu știu cum să-l dau, un vincul, hai să încercăm un vincul. Și hai să vedem dacă ne iese. Da. De ce mă filmezi într-o ipostază atât de cringe? Ești cringe oricum, nu știu cum să explic. Deci nu pot să cred. Bun băieți, pentru asta o să facem ceva simplu, un vincul cel frumos. Care am încercat. Asta trebuie să dai subscribe, nu uita. Mă umor, efectiv. A fost gol, mai mult de atât, ce să zic. Nici eu. Nu mai stau să mă chinui, a fost un gol. Nu cel mai frumos gol, sincer, dar hai să trecem la 20 de metri. Măcar să intre poarta, atâta vreau. Întrebarea mea este cum mă descurc la 30 de metri, pentru că deja începe să mă doare piciorul, după cum știți, nu sunt cea mai bună formă. Și nu uitați că avem să dăm de la poarta aia, cea mai mare distanță, poarta aceea. Am ales intenționat o poartă de copii ca să fie mai mică și ca să fie și mai greu pentru mine challenge-ul. Îmi dau în premieră geaca jos. Dacă ar și merge, mă vedeți în tricoul acesta de fotbalist profesionist. Asta a fost special. Asta a fost special pentru clip. Dai! A intrat în poartă, n-am ce să zic mai mult atâta. Urmează 40 de metri și după 50 de metri. Hai să vedem. Băieți, am ajuns din fericire la penultima probă. 40 de metri. Sincer, nu știu cum să-mi iasă. Încerc să luam pe jos cât de tare pot eu. Hai de capul meu cum s-a dus asta. Uai, dai, te rog eu frumos. Te rog eu frumos, intră în poartă. A intrat fix. A intrat, Doamne ajută. Nu mai pot. Urmează în cele din urmă proba finală, 50 de metri. Dăm de la capătul terenului. Proba finală, băieți, proba absolută pe care toți am așteptat-o. Este ultima. Dăm sau nu? Doar acesta, Marius în spatele camerei a zis nu. Hai să vedem. Eu cred că dăm. Hai. 3, 2, 1. Da. Ai avut dreptate. Dai, se duce, n-are cum. N-are cum să nu se ducă. S-a oprit, nu-i așa? Mai încercăm o dată. Mă chinui aici de 3 ore, nu mai știu. Hai, bă. Asta s-a întâmplat pentru că n-ați dat like. Dar dacă dați like acum, o să dăm și noi pe poartă. Ce să mai așteptăm? Nu mai pot. Oprește clipul. Ai vreo idee? Dai gol. Cea mai bună idee. Vrei să trucăm un pic și să mă duc să mai împing un pic mingea?
Băiatul meu, băiatul meu, acolo sunt 40 de metri, 50 sunt aici. Dai! Hai, hai să trucăm, sincer zic. Hai. Se duce mingea. Oh, hai, te rog. Hai, 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 te rog. Cu toată inima mea, te rog, du-te. Te rog, du-te. S-a pus? Să dai gol. Te rog! A ajuns în poartă! Zi-mi, te rog, că a ajuns în poartă! Că nu mai pot! Nu mai pot! Facem într-o casă, mă îmbutăm puțin mai tare. Tate! Eu zic să facem o... A ajuns? A ajuns în poartă? Am terminat cu acest episod în sfârșit, după ce mingea a ajuns în poartă oficial dată de către Marius, bineînțeles. El până la urmă e baza. Adică dacă n-ar fi fost el aici, până la urmă n-am fi filmat acest clip și îi mulțumesc tare, tare mult. Că zic că m-am uitat să apăs record, mă crezi? Nu te cred. Nu te cred, vere. Te minți? Eu am fost Ștefu, el a fost Marius în spatele camerei, eu o să-i dau un link acolo în descriere. Bine, noi dau o link în descriere. Până atunci, ne auzim pe data viitoare, v-am pupat! Scuze, bubu, zic, am te-a văzut pe la lucru, copertă neagră, logo, banda.